Mulțumesc foarte mult. Ei bine, datoria statului a urcat din nou, economia este la pământ, România ajung să fie îndatorați pe viață. Datoria statului a crescut în luna iulie cu 16 miliarde de lei și a ajuns astfel la peste 876 miliarde de lei. Victor Vreme este în studio, colegul meu, și vine cu toate aceste informații. Victor, bun găsit! Bine v-am găsit, venim din nou cu vești proaste despre economie, pentru că datoria se acumulează din ce în ce mai mult. Vorbim despre o rată de 52% din produsul intern brut, care a fost oficial atins acum, și știm deja că guvernul își dorește să majoreze practic acest prag până la care se poate ajunge datoria, însă și până la care se poate ajunge deficitul, pentru că vorbim despre două lucruri care au legătură directă. Practic noi ne împrumutăm pentru a putea susține în continuare activitatea, pentru a putea susține deficitul, facem în acest fel și un deficit din ce în ce mai mare, pentru că noi ne împrumutăm, dar dăm foarte puțin înapoi din împrumuturile deja existente. Asta înseamnă practic că vom avea un an 2025 extrem de dificil, vom ajunge să avem o datorie foarte mare, care deja este oricum față de finalul anului 2023, cu undeva la 4 puncte procentuale mai mare, atenție, și aici discutăm despre faptul că în 2025 trebuie să scoatem acești bani de undeva pentru a putea să diminuăm datoria și automat să diminuăm deficit. Asta se poate face prin mai multe lucruri. În primul rând, tăieri de salarii, dar cel mai probabil nu va fi vorba despre așa ceva, dar cel mai probabil vom vorbi, așa cum anunță și economiștii, despre creșteri de taxe, creșteri de impozite, un TVA mai mare, practic o colectare mai mare din banii pe care românii îi câștigă lunar.